73 de tone de alimente de la Uniunea Europeană a ajuns în ultimele luni pe masa giurgiuvenilor defavorizați, iar alte tone de produse își așteaptă beneficiarii la depozitul DAS și la cantina socială. Conducerea Direcției de Asistență Socială Giurgiu anunță pe cei circa 2800 de giurgiuveni care nu și-au ridicat ajutoarele să se prezinte în perioada următoare pentru a beneficia de cele 9 produse existente la acest moment. Continuăm procesul de derulare al programului PEAD 2012-2013 cu privire la distribuirea produselor alimentare către beneficiarii de aceste drepturi și ajutoare. Beneficiarii, persoanele defavorizate stabilite prin lege, pot primi 4 kg de mălai, 6 kg de orez, 0,8 kg de paste făinoase, 0,5 kg de biscuiți, 6 de zahăr, 1 de fasole, 2 cutii cu mazăre, o cutie cu roșii în bulion și o cutie de bulion. Și pentru cei care încă nu au aflat dacă sunt sau nu beneficiarii acestui program, conducerea DAS reamintește ce specifică legea în acest sens. Persoanele eligibile își pot ridica drepturile alimentare fie la sediul Direcției de Asistență Socială de la Giurgiu Nord, au următoarele categorii: beneficiarii de ajutor social, beneficiarii legii 416, șomeri, persoanele cu handicap grav și accentuat și persoanele care primesc indemnizație și sporuri de invaliditate. Iar de la sediul cantinei sociale, în spatele magazinului Bilaș, pot ridica produsele alimentare pensionarii a căror venituri sunt până la 400 de lei pe lună.